care doresc să lucreze la Pirelli Slatina sunt așteptați de către companie să își depună CV-ul la poarta principală sau online. Compania recrutează lunar circa 50 de persoane, de la operatori până la specialiști ingineri în absolut toate sectoarele, de la mentenanță la cercetare și dezvoltare, la partea de producție. Angajări se vor face până la finele anului. Pentru a 10-a oară, capitala Românasului a redevenit capitala artelor. Elevi din țară, dar și de origine română din afara țării, concurează la Festivalul Internațional al Artelor Marius Bunescu 25-27 mai la concursuri de muzică populară, creație liderală și dans modern. Astăzi, marele trofeu la muzică populară a fost câștigat de o caracaleancă, Daria Moanță. Compania de apă Volta a anunțat programul pe care îl au casierile din Slatina pe timpul mini-vacanței de Rusalii. Mâine, doar casieria din orașul de jos va fi închisă, cele de pe Artileriei Textilistului și Alexandru Ioan Cuza fiind deschise până la prânz. Duminică 27 mai 2018 și luni 28 mai 2018, toate casieriile companiei de apă Volta vor fi închise. Suporterii handbalistelor slătinene le pot susține astăzi de pe Facebook. Federația Română de Handbal difuzează live pe pagina de socializare meciul dintre CSM Slatina, CSM Constanța de la ora 16. Meciul este disputat la Cisnădie și este primul de la barajul de menținere în Liga Națională. Slătinenii care nu lucrează în mini-vacanța de Rusalii pot alege să-și petreacă aceste zile fără bălăceală sau activități de agrement. Dacă plaja Olt încă nu s-a deschis și clubul nautic și de agrement, dar și bazinul didactic de înot vor avea închis. Potrivit CSM Slatina, programul de lucru se va relua și la cele două locuri de agrement de marți.